Mulți oameni se tem de sfârșitul lumii pentru că acesta înseamnă sfârșitul la tot ce există pe Terra. Detaliile despre cum și când se va întâmpla rămân incerte, dar nu a existat niciodată o listă de teorii despre aceste scenarii. Iată câteva teorii despre sfârșitul lumii. O explozie de raze gamma produse de o explozie a supernovei în spațiu. Dacă explozia ar avea loc la 30 de ani lumină față de Soare, atunci ar distruge o mare parte a atmosferei de pe Pământ, producând incendii și distrugând o mare parte a speciilor care trăiesc aici. Totul s-ar întâmpla în câteva luni de zile. Chiar și animalele marine care trăiesc în adâncurile oceanelor nu ar scăpa cu viață. Apariția unui virus mortal care ar putea afecta creierul oamenilor. Unii susțin că pe viitor ar putea fi inventate mijloace prin care oamenilor să le fie implementate substanțe care să conducă la un comportament violent. Un alt virus ar putea să fie cel informatic. Acesta ar putea să atace chiar și bazele nucleare iraniene, unde tehnologia este controlată de calculatoare. Experimentele făcute de oameni devin de necontrolat. Locul vizat de acest scenariu este Marele Accelerator de Particule de la Geneva. În cursul experimentelor făcute ar putea să apară anomalii care pot scăpa de sub control. Descoperirile care se fac aici pot fi îndreptate împotriva omenirii. Erupțiile unor supervulcani. În lume există 6 supervulcani ale căror erupții pot fi fatale pentru omenire. Ceva asemănător a avut loc acum 73.000 de ani, când India a fost transformată în cenușă. După acest eveniment, iarna a durat 20 de ani. Roboții preiau puterea. Calculatoarele ar putea prelua controlul băncilor și a pieței de capital. Calculatoarele ar putea decide singure dacă mai este nevoie de cei care le-au inventat. Este posibil ca inteligența artificială să o depășească pe cea umană. Răspândirea unei boli mortale la nivel global. O pandemie de gripă ca virusul H1N1 este destul de probabilă. Calea prin care acesta se răspândește ar putea fi factorul decisiv, în funcție de mutațiile pe care tulpina acestui virus ar putea să le sufere. Cam atât și cu acest top și aștept răspunsul vostru în comentarii la următoarea întrebare. Care dintre cele 6 teorii vi se pare cea mai credibilă? They say Flocka trippin', shawty on that other shit. What? I keep the crowd jumpin' like I'm Chris Cross, bitch. I ain't gon' cross over A-Rap, nigga, move over. They say I ain't gon' make so bitch.